Salutare tuturor, ne regăsim pentru un nou episod din GTA 5 Online, în care n-am mai postat de multe episoade din GTA 5 pentru a câștiga mașina de la casino. În acest episod va fi kartingul, care este destul de scump. Acest karting costă 995.000 de dolari, este destul de scump și este unul dintre cele mai scumpe kartinguri. Dacă vă place, sincer, n-aș da atâția bani pe el, dar dacă e gratis, de ce nu? Înainte de a începe, trebuie doar să deschidem meniul de interacție, în care vom merge în stil, în accesorii, și după aia ne vom pune o pereche de ochelari și vom ieși. După ce ieșim, apare în dreapta un rotund în care ne arată că jocul s-a înregistrat. De începe, trebuie doar să ne asigurăm că roata nu i-a fost dată drumul niciodată. Pentru aceasta trebuie să ne uităm că este bine pe tricou și două căsuțe mai încolo să fie mașina. Pentru a începe trebuie doar să ne apropiem de roată, după aia vom apăsa peste geata din dreapta. După ce apăsăm peste geata din dreapta, o să ne apară un mic mesaj în stânga care putem să lansăm roata. După ce ne apare mesajul ăla, vom aștepta 3 secunde precis și vom putea să lansăm roata. Dacă am respectat timingul exact de 4 secunde, ar trebui să plecăm pe mașină fără nicio problemă. Dacă în caz că nu ați nimerit mașina, am să vă arăt cum să o puteți câștiga. Ăsta e pe care se poate unde am un loc liber. Bun. Și dacă nu reușesc, pentru că de multe ori este destul de greu ca să o reușim din prima, poate și din a doua, ne trebuie mai multe încercări. Nu vă faceți griji, putem să relansăm roata de câte ori doriți. Pentru PS4 trebuie doar ca să apăsăm pe butonul PSN, să ieșim din aplicație, după cum vă arăt eu, și veți putea relansa apoi de câte ori doriți. De multe ori trebuie de 2, 3 ori, 4, depinde de timing-ul cum reușim. Bun, acum am să vă arăt kartingul care valorează aproape 1 milion de dolari, sincer. N-aș da banii pe el, dar gratis merită. Am face o mică tură, adică ne vom plimba un pic el să vedem cum merge. Deci, dacă vă place acest episod, ca de obicei, nu uitați să vă abonați și să mă încurajați pe mine și noi ne vom reauzi, poate în cealaltă săptămână, dacă voi avea timp să fac un alt episod cu mașina de la casino. Ciao, ciao!